Polițiștii giurgiuveni s-au mobilizat în mod exemplar și au întreprins o serie de acțiuni de prevenire și combatere a faptelor antisociale ce se comit în zona barurilor, discotecilor și nightclub-urilor de pe raza județului și a municipiului Giurgiu. În acest scop au fost organizate în sistem integrat acțiuni la care au participat polițiști din cadrul structurilor de poliție rutieră, ordine publică, investigații criminale, investigarea fraudelor și serviciului de acțiuni speciale. Au fost efectuate controle la diferite societăți comerciale, agenții economici, obiective asigurate cu pază și s-au organizat filtre rutiere, verificări de persoane și autovehicule. Au fost constatate numeroase infracțiuni la care au fost aplicate contravenții și reținute permise de conducere, dar și certificate de înmatriculare. Pe timpul acțiunilor au fost constatate 8 infracțiuni, din care 6 la regimul circulației rutiere. Au fost aplicate un număr de 160 de contravenții, în care 117 la regimul circulației rutiere. Dintre acestea, amintim 107 pentru depășirea limitei legale de viteză, 30 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, 10 pe linia protejării populației împotriva unor activități ilicite. Totodată, valoarea contravențiilor s-a ridicat la suma de 42.000 de lei.